Lei de mare sunt o noutate, consider o noutate și o atracție. Oamenii sunt foarte bucuroși și mulțumiți când pleacă de acolo. Este un, adaugă elementul de fun, de distracție, o educație distractivă. Se râde, prezentarea este foarte interactivă și se înțelege că trebuie să facem ceva cu plasticul. Plasticul îi face rău planetei. Planeta asta a suportat destule, multe, căldură, frig, dar cu plasticul nu s-a mai întâlnit și sperăm să găsim noi o soluție, să nu se mai întâlnească în continuare, fiindcă avem un Everest în plus pe această planetă din plastic. Un Everest. Atâta plastic este pierdut prin oceane. Nu mai vorbesc de ce băga prin gropi, dar în oceane, un echivalentul unui Everest este băgat, este numai plastic. Ăsta este motivul pentru care noi, cu acest spectacol, ne permite să spunem de această dată spectacol, aducem aportul în ceea ce privește înțelegerea rolului nostru de a proteja planeta și de a ne proteja planeta copiilor împrumutate de la ei. Mergi la plajă, te întorci cu plasticul acasă, nu-i mare lucru, sau îl pui în gunoi. Vezi că e gunoiul plin? Pune-ți-l în geantă și îl pui acolo unde găsești un gunoi ce-l poate prelua. Fiindcă altfel ajunge în apă, în mare, și noi împrumutăm și marea de la animale pentru 2 luni pe an, 3 luni pe an, în restia lor. Iar furtunile din iarnă, noi constanțienii știm ce aruncă. Tot ce am pierdut în vară, ce am uitat în pama lumării.